liberă, fără inhibiții sau supărări, pare să gândească și să trăiască veșnic tânăra și senzuala Analesco Ciucă, care vine aici însoțită, Ciucă. De cine crezi? De cine? De cel mai drag băiat din viața ei, fiul său, Adam. Ah. Analesco! Poate. Ce faci, mă, prietene? Bine! Băi, ce bine arăți, ești foarte tare! Haideți să luăm un loc pe canapea! Bună, mami! Bine, ai venit la noi la emisiune! Bine v-am găsit! Ce faci, Anișca, Maia? Foarte bine, uite, m-am tuns! Ce zici? Da, mai! Da, te-ai tuns? Da, cum stai tu când te tuns să le arăți celor de acasă așa în lateral să se vadă practic și rochea? Rochea, da! Da, e rochea, e cu fundițe, nu? Drăguță, foarte interesantă. Mulțumesc. Foarte interesantă. Ești îmbrăcată în roșu, te pregătești practic de anul nou. Doamne, dar ce mă pregătesc? Adică ce nebunie. Câte concerte ai noaptea de anul nou, Ana Lesco? Doamne, niciunul. Adică nu mai știi cum să alegi dintr-o parte în alta. Exact. Adică asta e o situație. Ce ciudat, da, ce ciudat. Asta ce e o situație bizar. Pe care n-am mai întâlnit-o până acum, nu? Nu. Pentru că până acum în toți anii alergai dintr-o parte în alta la concerte, exact. Iar acum Adam, de când îl am pe Adam, niciodată n-a făcut sărbătorile de, mă rog, asta e important, de Revelionul și așa cu mami. Dar acum, Adam, asta e tare, Revelionul cu mami, perfect. Adam, ai câți ani, 6 ani? 6 ani, are microfonul lui Ana, scuze-mă, nu te mai băga, te rog frumos, are 6 ani. Bravo, Adam, să știi că am un test pentru tine. Trebuie să vorbim noi ca băieți. 6 ani și 9 luni. 6 ani și 9 luni, bravo, foarte bine. Da, știi ce vreau să te întreb? Tu când ai fost acasă singur, când a fost mami înferm, ai făcut și nebunii? Adică să distrugi ceva prin casă, să faci ceva dezastru? Păi n-am fost la mami acasă, am fost la tati. Păi am înțeles. Și, deci când mami a fost înfermă, tu ai fost la tati. Da. Și deci practic n-ai putut să faci nebunii. Da. Dar când ți-a întors mami din fermă, ce ți-a povestit? Că a fost greu? Nu mi-a povestit nimica. Nimic? Da. Mi-a povestit un pic că i-a fost dor de mine și asta am înțeles, dar nu mi-a povestit nimic. Da, ți s-a părut când a venit acasă că a venit un pic mai slabă, mai, cum să zic, mai în formă? Nu, a venit în regulă. A venit în regulă? Da. Avea tot ce trebuie la ea, nu? Da. Perfectă, nu? Da. N-ai simțit tu că a venit mai hotărâtă, că a muncit în fermă acolo, să se apuce să întoarcă casa cu sus în jos? Nu, ha? Dar gătește mult, mami, am văzut, Adam. Da, foarte gustos. Dar chiar gătește gustos sau gătește doar pentru TikTok? Nu, chiar gătește foarte, foarte, foarte gustos și pentru mine și pentru ea. Dar știi ce vreau să te întreb? Tu știi că Jennifer Lopez a luat-o și în videoclipul ei? Jennifer Lopez? O să crești tu mai mare, o să vezi. O să o cauți pe Jennifer Lopez. Dar las că mai vorbim ca băieții imediat. Avem noi o discuție a noastră, da? Dar până atunci să mai întrebăm pe mami dacă e vreo tradiție specială noaptea de anul nou. Așa cum am spus că de vreo aproape 20 de ani tradiția acea specială nu există. Ea s-a epuizat de fiecare dată pe drum, de la un concert la altul. Cu nu, dar mă gândesc că ai o superstiție să porți ceva, să nu-ți lipsească ceva din portofel. Opa. Am înțeles, deci la Ana Lesco e noaptea de Revelion să nu porți ceva. Nu spunem ce. Nu, normal că nu spunem, că nu poți să nu porți un ceas, poți să nu porți un inel. Exact, sigur la asta ne gândeam și noi, Ana. Exact. Eu mă gândeam că mai e superstiție. Accesorii. Exact, știi? Dar știi că mai e superstiția aia, întotdeauna noaptea de anul nou să ai bani în buzunar, să ai bani în portofel. Da, mereu, da, asta, deci eu nu cred în superstiții, dar fiind înconjurată, na, mereu de dansatoare, manager și așa, pune și tu asta undeva, dar unde, știi? Că, și în desai undeva, știi? În desai. Mai la piept, așa. În desai mai la piept, ca să meargă bine. Da. Cum a fost 2021 pentru tine? Wow! A fost un an, da, cu de toate. Un an foarte greu, cu multe schimbări și hotărâri. Hotărârea de a participa la fermă.
casă care nu s-a terminat nici acum renovarea. Foarte greu, Cătălin, să nu-ți renovezi casa. Știu cum ferească e. Dumnezeu. Eu am ajuns, eu astăzi, dau eu cu siliconul, știi? Exact, prin unde trebuie chituit și da, tot. Exact, da. Păi aia. nu se poate. Omul, dacă așa a înțeles, dacă așa a văzut și așa îi se pare că a predat lucrarea, n-ai ce să-i faci. Bă, n-ai ce să... Îi zici, domne, te dau, că uite, îți distrug imaginea, că dau în judecat. Și... Bă, parcă mă uit așa la el și zice... Da, dar omul, măi, nu înțelege, nu băi, ciucă, bă, percep. Nu ne băgăm noi 3 zile să-i terminăm casa, bă, să-i să renovăm. Dai nevoie. Eu de când cu ferma am învățat și o groază de lucruri acolo. Oricum, și-o și ciucă, cunoaștem niște băieți de potaj. Da. Știu să vă și organizez pe acolo, știu. Când, am văzut, trebuie doar să ne gătești, atât. O, păi asta nu, nimic. N-ai zis, grăvim, facem tot ce trebuie. Masă caldă și noi desert, suntem ok. Chiar și desert, și desert, exact. Bun. Da. A, și deci, bun, eu vin. De când începem? Casa dezugrăvit. Nu, renovat. Deja am schimbat tot în casă, efectiv, deja nu. Totul a început cu electricitatea, dar participarea la fermă, da. Decizii în viața personală. A fost un an cu de toate. Știi ce vreau să-ți mărturisesc? Ceva despre ce nu vorbesc deloc, dar uite, dacă tot m-ai întrebat, îmi lipsește foarte mult scena. Îmi lipsesc concertele, îmi lipsește fuziunea aia de energie... care nu se poate substitui cu absolut nimic, știi? Și e ceva foarte, foarte greu de suportat și se creează așa un fel de teamă, așa, oare am ajuns în punctul în care să ne schimbăm profesiile, să ne schimbăm... Te-ai gândit la treaba asta? Eu sunt cam pricepută fără de... Adică te-ai descurcat, ai găsit repede. M-aș descurca repede, da. Dar vorbesc despre ceva ce m-a consacrat aici în România, ceva ce m-a... Da, e greu, Cătălin. Asta, de fapt, e cea mai dureroasă treabă, să știi, pe care o resimt. Lipsa scenei. Și dacă ar fi fost să te reorientezi, să faci ceva concret, ce ai fi făcut? Uite, eu am de gând să scriu o carte de bucate. E repede mă reorientez, nu, dar nu-mi vine să părăsesc așa scena atât de repede, doar pentru că da, durează de ceva timp și nu vreau să devină așa o frustrare chestia asta, știi? De ce zâmbești așa? Nu vreau să mă gândesc că vreau să ne faci o promisiune, că înainte să scoți cartea, vii să testăm noi fiecare capitol aici la emisiune. O, da, dar în ce, sub ce format esteam? Adică gătim sau cum? Adică tu gătești și noi mâncăm. Ah, bun! Perfect. De acord. Hai că vreau, că am promis de la începutul emisiunii că am 2-3 vorbe cu Adam, nu pot să... Cu Ana aveai... Cu Adam? Da, păi ce vrei să vorbești? Ce-ai zis? Vino, Adam, cu mine. Stai că am un casetofon cu căști. Ana, vino tu puțin aici. Vino puțin aici la bar. Da, vino puțin aici la bar. Eu știu proba asta, este foarte... Vino puțin aici la bar. Vino aici. Îți dau niște căști. Vrei puțin apă? Adam, stai, tati, liniștit, să vezi ce treabă bună facem. Hai, Ana. Perfect. Și o să spun ceva muzică. Mie? Da. Pune căștile. Tu nu trebuie să asculți ce discut eu cu Adam. Hai, vino cu acea. Ai, exact. Hai, Dana, căștile pe urechi. Perfect, se aude? Nu încă, a, da. Se aude, da? N-auzi nimic altceva, da? Nu. Perfect, stai acolo. Am bomboane, stai că să-ți arăt ce facem, Adam. O întreagă nebunie. Mami, poți să dansezi? Așa. Fii atent, îți dau bomboane, dar trebuie să fii sincer cu mine. Spune-mi și mie, stă mami mult în oglindă acasă? Nu. Nu se uită mult în oglindă? Nu, așa, se uită, dar nu pierde foarte mult timp. Nu pierde foarte mult timp, nu? Nu. No. Dar spune-mi și mie, când își face fotografiile pentru Instagram, repetă mult pentru pozele alea? Nu știu. Nu o vezi așa toată ziua prin casă? Nu, eu mă joc pe jocuri. Nu. Deci nu o bagi în seama. Nu foarte mult stau. Fiecare cu Instagramul lui, da? Dar vreau să fii sincer cu mine. Când se uită ea așa la televizor, cine o enervează sau ce o enervează pe ea? Păi nimica. O enervează ceva? Nu. Dar când ai venit la emisiune la Măruță, ți-a zis ceva cu Măruță, ceva asta? Nu. Nimic? Ți-a zis că-s drăguț sau că-s de treabă? Sau... Nu. Nu ți-a zis nimic? Nimic. Nu că nu-s drăguț, nu ți-a zis că-s drăguț și de treabă? Nu, nimic, sau că-s enervant, nu ți-a zis? Sigur? Sigur, nu mi-a zis. Dar ce-i place cel mai mult să facă? Nu știu, nu am întrebat-o. Nu? Dar mâncarea e preferată?
nici asta. Dar mănâncă mult? Nu foarte mult. Noaptea? Se trezește cel la frigider să mănânce? Nu. Sigur? Da. Da, fii sincer, te mai ceartă? Nu, doar când sunt probleme chiar. Esențiale? Da. Când cade guvernul, când se întâmplă chestii de astea, ferească Dumnezeu, atunci e scandalul mare, a? A? Păi da. Care a fost ultimul cadou pe care ți l-a făcut? Nu a făcut. Nu? Ultima dată? Da, dansează prin casă? Nu. Deloc? Deloc. Cântă la duș? Nu! Rămâne secretul nostru, promit că nu spun. Nu, dar pe bune nu cântă! Nu? Nu! Am înțeles, bine, bravo, hai, bate palma. Foarte tare. Gata, Ana, e ok, e în regulă. Exact, Revelion 2020-2021. Anișca Maia a fost foarte bine. Am încercat să aflu câteva lucruri despre Adam. Am încercat să aflu câteva lucruri. E un băiat foarte mișto, să știi. Este? Da. Pentru mine este. Și mi-a spus cu cine vorbești tu toată ziua la telefon. Foarte bine. Și mi-a spus cine ți aduce flori. Wow. Wow. Interesant. Interesant. Asta zic și eu. Nu știu unde ți-e microfonul. Aha, exact, Ana. Mi-a spus cine ți aduce flori, totuși. Nu mă așteptam. Nu e rău, da. Nu era. Asta, dulciurile astea pentru ce? Pentru că el. Ți-a zis cine... A zis totul, da. Of, ce să ne facem. Mă bucur, măcar să fie bine. Da, să fie într-un ceas. N-am primit niciuna. Cum? N-am primit niciuna. Sunt toate ale tale, toate bomboanele sale tale, Adam. Să știi că n-a spus, n-a dat nimic din casă, e super băiat. E super, și tu ești o super fată și mă bucur că ai trecut pe la noi și ești o super mamă. Mulțumesc, mulțumesc. Super mamă. Să ai grijă de tine, să ai grijă de Adam și abia aștept să ne întâlnim din nou aici. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Să ai un an fericit, Ana. Mulțumesc. Mulțumim mult de tot. Mulțumim mult de tot, Adam. Coșul ăla cu bomboane al tău, bate palma. Îți mulțumim mult, Ana. An nou fericit. Mulțumim. Perfect. Merge mai departe, oameni buni. Cântă Ana Lesco, exact cum vă spuneam acum. Cântă Ana Lesco, ia microfonul, se ridică și cântă. Ana, e momentul. Gura plină de bomboane. Exact, lasă copilul să mănânce bomboane. Mi-ai spus dacă îți place cu părul așa scurt. Mie îmi place, Ana, nu mai. Eu zic că s-a desfăcut o fundă cumva. Trebuie. Ana Lesco!